Bună ziua, domnul primar, bună ziua, domnul colegi consiliere. Înainte de a începe ședința, supunem la vot ședința convocată ordinară din dispozitivul numărul 218 din 15 septembrie 2023. Cine este pentru? Da, era vorba de procesul verbal. Trecem la punctul numărul 1 din ordine de zi. Proiectul hotărârii privind aprobarea scoaterii din funcție casării de demolării și valorificări a unor construcții cu durată de utilizare consumată, aparținând patrimoniului luat de Palincea și aprobarea regulamentului pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Punctul numărul 2, proiectul hotărârii privind aprobarea proiectului tehnic de execuție PTH, educatorul tehnico-economic actualizat la faza PTH și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului pentru obiectivul de investiții de abilitare, modernizare a școlii gimnaziale Vlad Comuna Palincea de Țubacău, aprobarea pentru aprobat prin finanțare programul național de redresare și reziliență, componența C10, fondul local 1-3, reabilitare moderată a clădirii publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unității administrative teritoriale. Punctul numărul 3. Proiectul hotărârii privind aprobarea proiectului tehnic de execuție PTH și indicatorul tehnico-economic actualizat și de avizare general actualizat pentru obiectivul de investiție construire Pozat Vlane Comuna Palincea județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumii reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Punctul numărul 4. Proiectul hotărârii privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ pe Universitatea de Stat pe raza Comunei Palincea în anul școlar 2024-2025. Punctul numărul 5. Proiectul hotărârii privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în Comuna Palincea de Bacău pentru anul 2024. Punctul numărul 6. Proiectul hotărârii privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității gospodăriei și infrastructurii Comunei Palincea, a obligațiilor și a responsabilităților care revin situațiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru bună gospodărie, respectarea condițiilor de mediu și stabilirea sancțiunilor pentru respectarea obligațiilor și responsabilităților pentru anul 2024. Punctul numărul 7. Proiectul hotărârii privind aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local ce urmează a fi efectuat de către beneficiarii venitului minim garantat, VMI, și de către persoanele cu obligații de prestare a muncii nerenumerate în folosul comunității MNFC pentru anul 2024. Punctul numărul 8. Proiectul hotărârii privind aprobarea regulamentului perioade contractuale conform actului adițional numărul 7 a contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957, din 6-5-2015, încheiat cu SC Compania Rompres Servicii ESA. Proiectul hotărârii privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutorului de urgență de deces și a ajutorului comunitare familiilor, persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite. Punctul numărul 10. Proiectul hotărârii privind stabilirea indemnizației lunare pentru funcțiile de demnitate publică alese pentru consilierii locali, salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comuna Palincea, județul Bacău și din serviciile publice aflate sub ordinea Consiliului Local, aprobarea regulamentului referitor la decontarea cheltuielilor de transport, începând cu data de 1 ianuarie 2024. Punctul numărul 11. Proiectul hotărârii privind aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul 2023 și a măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2024. Punctul numărul 12. Diverse.
Să pun la ordinea de zi, cine este pentru? Trecem la punctul numărul 1. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre prin aprobarea scoaterii din funcții casării, demolării, a valorificării unor construcții cu durată de utilizare consumată, aparținând patrimoniului UAT Palmicea și aprobarea regulamentului pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Domnul, cuvântul doamnei deputate. Acest proiect se referă la faptul pentru demolarea clădirilor care sunt în patrimoniul unității administrative teritoriale. Este necesară autorizația de demolare, la care am atașat hotărârea prin care aceste bunuri au trecut din domeniul public în domeniul privat, iar pentru demolare este necesar scoaterea la casare și aprobarea demolării prin hotărârea Consiliului Local. După cum ați văzut documentațiile care v-au fost prezentate ieri, dacă aveți întrebări, vă rugăm să le adresați. Știți, aici este vorba de grădinița de la Palicea, care a făcut expertiză și expertiza nu permite ca să o mai renovăm, și școala de la Vladnic, care prezintă pericol și nu se mai poate face nimic din ea, care are obligația să demolăm ca să nu se întâmple nimic, Doamne ferește. Sunt copii acolo, care intră de acolo și eliberăm terenul. Ce vreau să vă mai spun, în expertiza dată, expertul spune ca să o demolăm cu o firmă specializată. Ca să nu mai cheltuim o grămadă de bani, eu solicit să aprobați ca să o demolăm cu forțe proprii. Avem bun, avem bani, demolăm noi ca să nu mai cheltuim niște bani și cu demolare. Ce rezultă din restul, lemnul, de exemplu, lemnul îl dăm la școli pentru foc, ce la Palicea dăm la Palicea, ce la Vranic dăm la Vranic, să le taie, să le taie. Tabla nu este bună de nimic, mai ce se face cu ea, o predăm la o firmă de asta care cu fere vechi, cât ne dă. Restul de cărămidă, ce rămâne, dar nu cred că mai este bună, că e de atâți ani și cu ploa pe școală aia tot timpul. Dacă cineva solicită și are nevoie de cărămidă, vine și face cer la Palicea, ne dăm un număr gratuit, nu... Așa? Și restul o ducem aici în spate, unde au fost, unde s-au făcut gropile de la campus, care oricum, zicură, care trebuie să ascultate. Și le băgăm acolo ca să nu, știți, că rezultați și toți ce dă lucruri din urmă la unul construcții, trebuie să îi pui undeva, nu îi poți arunca oriunde. Întrebări? Am să pun să comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Cine este pentru? Deci, la punctul numărul 2. Punctul numărul 2, proiectul hotărâre prin aprobarea proiectului tehnic de execuție PTH, a indicatorul tehnic economic actualizat la faza PTH și a cheltuielor ce vor efectua în cadrul proiectului pentru obiectivul de investiție, reabilitare, modernizare a școlii gimnaziale Vladnic, Comuna Palicea și Județul Bacău, aprobarea pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componența C10, fondul local 1-3, reabilitare moderată a clădirii publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unității administrative teritoriale. Dăm cuvântul doamnei deputate. Acest proiect, reabilitare moderată a școlii gimnaziale Vladnic, este finanțat prin fondul PNRR, componenta C10. Acest proiect de hotărâri este ultima etapă înainte de procedura de licitație. După cum știți, s-a aprobat anul trecut documentația pentru autorizarea lucrărilor de investiție, DALI, iar acum se aprobă documentația PTH, cheltuielile de la documentația DALI la PTH nu s-au modificat. Sumele rămân aceleași, atât pentru sumele care vor fi subvenționate, cât și pentru sumele care vor fi suportate de la bugetul local. Dacă aveți întrebări, vă rog să le adresați. În această fază, tot nu se duce la partea efectivă de lucrări, cam cât ar dura?
După această hotărâre de Consiliul Local se... Exact. Se licitează. Este procedură simplificată, pentru că sumele depășesc pragul de achiziții directe, este procedură simplificată și... Nu cred că puteți face asta, pentru că e vorba de promovare. Depinde cât sunt ziua la licitație. Un alt fel. Să se înceapă măcar lucrările când începe vacanța copiilor de vară. Deci copiii de acolo de școală respectiv vor fi plătați la Rădinești, da? Dar una să lucreze. Deci ar fi bine să lucreze vara, dar nu e de două ani, dar știți cum. Avem ocazia să nu se scrie nimeni, avem ocazia să se scrie 4-5. Și în momentul dacă s-a scris la 1, ai făcut analiza, ai venit, ai dat drumul. Dar dacă se scrie 2-3-4, nu trebuie să depinde. O să apară, nu trebuie să facem în așa fel ca să apară contestații. Dacă apar contestații, deja a pierdut anul. Și poate pierdem și finanțarea. Deci trebuie făcut cu mare grijă. Și cu atenție. Întrebări? Consultăm comisiile. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Cine este pentru? De votul este anunțat. Trecem la punctul numărul 3. Punctul numărul 3, proiectul hotărâre prin aprobarea proiectului tehnic de execuție, PTH, a indicatorului tehnicului economic actualizat și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții construire în pod sat Vlade Comuna Paricea, județul Bacău, aprobat pentru finanțarea în program național de investiții Angel Saline, precum și asumele prezentând categorii de cheltuieli, finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Aici, la acest punct, este la fel ca și la punctul numărul 2, în sensul că anul trecut s-a avizat documentația de autorizare a lucrurilor de investiții, acum se avizează proiectul tehnic, cu mențiunea că acest proiect intră sub incidența modificărilor la hotărârea Guvernului numărul 907 privind devizul general cadru, astfel încât în acest deviz a intrat un nou capitol, capitolul numărul 7. Iar cheltuielile care sunt aferente acestui capitol vor intra pe bugetul local. Astfel, avem valoarea totală a investiției tot cu TVA 2.031.838 de lei, de la bugetul de stat 1.571.556 de lei, iar de la bugetul local 468.281 de lei, 29 de bani. Dacă aveți întrebări, vă rog să vă dați. Suma finală. Suma finală, da. Da, dacă e de să da. Deci, explică-ți cu suma respectivă. Inițial a fost 96.000, da. Iar acum este 468.000, da. Pentru că s-au modificat vederile legislative. În 23.2023 s-au făcut modificări la hotărârea Guvernului numărul 907 și acolo trebuie prevăzute o marjă de 25% din valoarea proiectului, care reprezintă un fel de diverse și neprevăzute. Aceste cheltuieli nu este obligatoriu să se și efectueze. Dar dacă sunt prevederi, sunt modificări legislative privind prețurile și nu se mai poate face obiectivul de investiție, atunci se pot accesa aceste cheltuieli și se poate finaliza proiectul. Este o rezervă. Da. Deci, ăștia trebuie să vedeți că o fel de rezervă puteți să se facă cheltuieli sau nu. Deci, mai degrabă, eu spun să nu. Eu, când scoatem la stație, o să scoatem aia să rămân ca fond de rezervă, nu cu cheltuielile de aferente. Da. Spuneți, doamna asta. Deci, în hotărâre de guvern, nu... Ai impresia că eu doresc acum să vă pun 300 de lei la podul respectiv? Da, dar de unde să pun? Nu am. Din experiența mea care o am, n-am avut niciodată. Dar e o lege nouă, acum a scoasă. Nu, legea, da, niciodată nu am avut. Aici am spus eu, că tot timpul... Chiar nu avem, pentru că avem proiectul de alimentare cu apă, canalizare, pentru satul Dănești și Vrădești, deci avem nevoie de bani de cofinanțare. Avem nevoie de drum, chiar nu-mi permite să dăm la un pot 300 de mii așa cum vrem noi. 300 de mii, 300 de mii, 3 miliarde de vechi. Deci, normal, licitația se face prin C,
ce scrie în proiect, la un caz, dacă se întinde, știu eu, mai mulți ani, de exemplu, dacă vin în 3-4, da, să scrie la licitație, vin în persoana respectivă, da, câștigă, altul face contestații, vă dau un exemplu, da. Face contestații, contestația durează un an, 2 de zile, prețul de crește. Da? Statul s-a luat marja, pentru că așa s-a întâmplat până acum, statul s-a luat marja respectivă pentru că au crescut prețurile, au bufit și multe proiecte nu se mai finalizează pentru că ei s-au luat, dacă au crescut prețul, banul e asigurat. Din bugetul local și nu mai are treabă guvernul. Asta e toată problema. Dacă vine cineva, dacă vine cineva să scrie, câștigă și nu contestă nimeni, deci el n-are voie ca să nu facă podul cu prețul care îl are făcut din proiectul. Da, da, este e bun să o gândesc și intra după tot 6 sau 12, iată să zic. Eu ar fi bine, o pierdut foarte multe lucrări. E metoda asta. Nu s-a făcut, au durat 5 ani. Au bufnit prețurile, s-au dublat prima prețurile la materiale. Cum să mai fac cu unul? Păi mai trebuia să mă aducă până acasă. Are renunțat la lucrare. Și cum ai să facă? Lucrarea aia. Și cine îți mai ați lucrarea respectivă dacă e subevaluată? Deci ei și-o la marca asta. Și spune, dacă e, răspuns. Pui. Întrebări? Consultăm comisiile. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 4. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea organizării lecțiilor școlare din învățământ pe Universitatea de Stat, pe raza Comunei Palincea, în anul școlar 2024-2025. Cine vorbeam? Conform ordinului Ministrului Educației 6800/2023 privind metodologia privind procesul de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ universitar și pentru aprobarea calendarului operațiunilor de organizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025, s-a solicitat la unitatea de învățământ proiectul de rețea școlară a unității de învățământ care este aceasta. Liceul Tehnologic Georgeta Jurgea Cancicou, personalitate juridică, în sat Palincea, în 18 preșcolar, 332 număr de elevi. Școala Gimnazială Platnic 1, școlar, îndată, 11 număr preșcolar, 83 elevi. Școala Primară Dănești, 10 preșcolar, 0 elevi. Școala Primară Băleni, 12 preșcolar, 0 elevi. Școala Primară Varna, 10 preșcolar, 18 elevi. Școala Grădinița cu program normal Platnic 2, 10 preșcolar. În total, 504 copii școlarizați în instituția de învățământ. S-a obținut de la Inspectoratul Școlar avizul conform, iar în această etapă suntem la propunerea pentru aprobarea rețelei școlare în forma avizată de Inspectoratul Școlar VACA. Dacă sunt întrebări, vă rog să le adresați. Aici intervine un lucru bun. La Vladnic se mai înființează școală, o clasă din 1-4, adică o clasă, clasa 1. Deci s-au mulți copii și se mai formează o clasă, în plus față de anii de urmă. Deci acolo avem un pic natalitatea mai mare față de restul comunului. Este clar mai frust. Mai stau de telefon. Nu aș vrea să trec ceva. Și eu am. La școala Vădeni? Deci Voleni se va închide? Nu, grădinița rămâne acolo. Grădinița rămâne acolo. Deci numai cei 1-4. Deci și pe cei de la 1-4 m-am explicat și am explicat odată. Deci nu au fost mutați copii neapărat. Deci, dar fiind 5 clase într-o clasă, învățătorul ăla nu poate să lucreze. Și când sunt numai două clase simultane. De la Voleni spuneți, nu? Și nu vorbim în Lănești, că și Lănești nu e acea situație. Deci, un singur om, deci o oră, nu are o oră. Are 45 de minute. În 45 de minute. Cum poți să lucrezi cu 4-5 clase odată? Și ce, de la Voleni vin aici la Paris? Da, da. Deci au o mașină, ne-au cumpărat mașini, au cu ce să vină, îi aduce, bine, au clase de sine strătătoare, părinții vă că-ți mulțumesc, adică am 46 de minute, mă ocup de aceeași clasă. Pot să fac ceva pentru toți copiii, nu? Așa cum 5 clase, n-ai, deci nici măcar n-ai când, nici măcar n-ai când să le verifici dacă sunt cu tema. Pentru că 46 de minute la atâția copii. Deci, în binele lor, am luat decizia respectivă. Mulțumesc.
De la școala Barna, domnul primar, câți elevi vin la noi, la Părnicea? La școala Barna vin numai 5... Păi da, cât? Dar aveți acolo, domnul primar? Păi vin 5-8, da. Da. Nu am câți vin la Barna. Da. Deci anual câți școlarizează Barna? Au 10 la... La 18. La grădinițe și 18 la 1. Da, dacă ar vin de la 5-8, nu știu. Da, bine. Adică nu am o rețeaua asta. Putem să ne informăm la școală și să vă transmitim informația la ședința următoare. Întrebări? Suntem comisiile. Comisia numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 2. Aveți favorabil. Comisia numărul 3. Aveți favorabil. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 5. Punctul numărul 5 este vorba de stabilirea taxei speciale de salvizare de comuna Pancioș de Fibra Cucu, cu anul 2024, dă cuvântul domnului Greu. Bună ziua. Fundamentarea taxei de salvizare de comuna Pancioș de Fibra Cucu, la făcut la dispoziție în documente pe care am studiat-o ieri, va precizare în următoare doar. Pentru persoane fizice, totalul cheltuielor cu taxa de salvizare pe anul 2024 se spunea la fie a 10 lucruri mai scumpit de 10 euro de persoană fizică. Din care, suma de aparatul de fiecare persoană a 6,92 de lei pe lună, iar pe vieții de la bugetul local, 3,79 lei. Deci, în total, persoana fizică datorează pe anul 10 de lei, 6,92 euro de celul. Pentru persoane juridice, la anumite categorii farmacii, cărnete medicale, intervenire individuale, fie fășată, 667 de lei pe an. Pentru agenții economici, magazine, bar, sau de societăți comerciale, 1.157 de lei pe tonă, și să avem și un debit de 1.800 de lei pe care îl datorează persoana juridică pentru o cantitate de 1.88 tone. Subvenția din partea bugetului local 381 de lei pe an. Acestea sunt spuse, se poate trece la discuție. Eu, domnul contabil, ieri încă știți că am discutat, încă n-am reușit, a fost chiar din scurt, n-am reușit să obțin și celelalte informații. Din ce am reușit că la Comuna Răcăciuni, nu știu dacă dumneavoastră știți cât trebuie să mergeți la DIS, cât Răcăciunul, cine îi face liagul noi? Cine, ce firmă de salvizare? Ce firmă de salvizare are? Nu știu. Nu, poate să fie ori șorșul, ori nu vreți. Nu crește atât să care... Dar la ei este... Nu vreți. Eu acum n-am reușit în cealaltă comună. Deci că e bine să te uiți și la vecini. Eu încă rămân la părerea mea că diferența este enormă între persoană fizică și societate. Persoana fizică plătește 7 lei, deci o bere la jumătate. Eu plătesc 150, nu eu, și toți agenții. Și având vin, că sunt și consilieri și sunt și agent economic, asta nu înseamnă că sunt și fermier. Dacă ați văzut la televizor, fermierii au ieșit în stradă, deci nu ieșim și noi în stradă. Pentru că un kilogram din floare a soarelui nouă ne-o achiziunează cu 1,50 lei și o cumpărăm cu 100. Cam aici e diferența la gunoi, la dumneavoastră. Deci majorarea mi se pare mare. Nu știu. Și PECO, nu mi se pare mie. PECO l-ați încadrat la o societate din mâna a doua. Ăla face din 40 de ori vânzarea mea. Deci într-o zi și l-ați încadrat la 600. Cu ce drept? Are el, are terasă, are PECO, are GPL, are tot ce vrea. De ce? Da, spuneți-mi. În comparație cu cât am eu? Ce gunoi pe dă pe ecou, cum adică? Ce gunoi pe dă? Eu ce gunoi pe dă? Nu pe dă. Nu pe dă? Dar ce gunoi? La el în mătură. Dar eu tot așa mătură, era să-și împartă. E în mătură ca și mine. Nu-i? Deci? Îmi pare că începând din anul ăsta, poate aveți și dumneavoastră informația asta, în societățile, peturile trebuie toate înapoi și toate sticlele. Deci nu o să mai vii după peturi. Nu o să mai găsiți un bidon pe stradă. Că e 50 de bani valoarea lui. Trebuie să-l luăm, să-l ducem înapoi. Să luăm bani. Și pe sticlul va fi la fel. Deci nu o să mai vii bidoane pe stradă. Părerea mea mai durează. Că mai sunt în socuri. Dar când se epuizează, e o diferență pe stradă mare. Care eu și la vot mă absent. Dar mai un pic, o să
vă fac eu aici precizarea că am reținut că ați luat un pic în discuții cu Mâna Rătăciuni, ca idei, să știți că și ei sunt tot în adism, mă uitat eu acum. Deci tot în adism. Eu diferență sunt. E posibil cheltuieli de transport să fie un timp mai. La distanță ca noi, doamna. Domnul Vascar, vreți să spun o chestie. Nu puteți să comparați cu Mâna Rătăciuni cu una Parigia. Știți câte firme sunt în Rătăciuni? Deci ei au un venit, noi avem alt venit. Dar tocmai de-o fac, l-ați înțeles poate. Deci ce-am spus eu. Deci la ei în Rătăciuni este 12 lei pe lună din persoană. La noi e 7 lei. Deci o simplu de bere la jumate. La noi este 10 lei. Nici măcar o bere la 2 litri. 10 lei. La noi e diferent care este prea mare de societăți. 10 lei, da. Deci eu am să subvenționăm noi de la... O să vă interesez și și alte unități, și și alte OAT-uri, pardon, care sunt în jur și dacă... Adică că tot n-am înțeles eu de ce îmi spuneți că sunt impus la centru. Nu cred că mi-au zis la centru, iai la Sece, la Lion, dă o tonă de gunoi. Și el nu dă două tone, asta e nemulțumirea mea. Nu dau cantitatea asta de gunoi. Domnul Ciu, domnul Bordan, vă spune asta bine dreptul la... Au niște note, domn primar. Prin ori, nu spune nimic încă de atunci, dar în funcție de cantitatea de deșeuri pe care ți-am arătat la anul trecut. 2022. Așa, și este un mediu lunar stabilit, după cantitatea care s-a colectat și a fost o medie de 22,014 tone pe lună, iar costul lunar este 25.471 de lei. Tot avizul stabilește și pe persoană fizică. Nu dacă la persoană fizică nu ne venim cu o subvenție în partea instituției. Da, am înțeles că și la noi ați venit cu o subvenție. Dar eu, asta e ideea dacă reușiți să... Deci nu dau cantitatea asta, nu cred numai eu, nici o societate. Eu vă spun, v-am mai spus și ieri. Am înțeles, am înțeles. Și eu dacă găsesc la o persoană fizică, vă spun, vă fac poză, două tomberoane de gunoi, ăla plătește una și îi dă două ca să plătesc eu, dar nu se ia... Bă, de ce nu mergeți? Gândurile, am văzut două tomberoane și saș, cu jalătorii. Așa e, dar n-am pus, eu pot să mă duc la poartă, am zis că trebuie să dă... Bă, dar vedeți că adunarea s-a făcut cu tot cu noi, societățile cu tot cu persoane fizice. Da, da, da. Bă, poate am zis la mine acum agenții economici mai mici, nu care au, dar sunt bine să motivezi scoliștii, și care au oricine de a face mai mic, așa, mai e nu. Se poate analiza, va ține. Hai să luăm un pic agenții economici, toți care sunt pe raza comunei, care și cum sunt părțiți, care mai mult, care mai puțin. Mă gândesc care sunt mai mici și au o cifră de afacere mai mică, să fie un pic mai mic față. Dar să la fie, pe cine? Domnul Vasunache, domnul Bibini, domnul Vrân, dar este la stat ca... Este la Vlad, este la Vlad, este la Vlad, la mine. Nu, dar mă refer că toți sunteți la fel, la viața alimentară și bani. Da, deci toți sunteți la fel. Ce diferență se face? Păi v-am zis numai cifra de afaceri la Pepo, domnule, la Țânta Dreacu 600. Și Pepo nu mă duc ca și noi. Dar cifra de afaceri, nu spun eu valoarea că... Domnul Vascar, da, dar nu știu ce omul să stea la Pepo, să bere, să stea acolo. Omul știu ce o alimentat, o plecat, ce mizerie face? Ce cu noi producem? Mă duc pe care se plăcă omul. Farmacia, ce cu noi producem? La farmacie, la dispensar. Pentru că ei sunt obligați să aibă contract cu altă firmă care vine și le ia serii. Dar n-am zis de farmacie. Cât să le bagă ori? Poți să le bagă ca la un bar? Nu, n-am zis. Deci nu cred că noi nu ne-am bătut capul și nu ne-am intervenit ca să... Dar ce să faci? Noi tot să scoatem banii ăștia. Plătim noi, vine cu tatăl. Că nu ne pune bine spate de buzunar. Păi da, vedeți că noi ca societăți, la urmă, întrebăm și într-un conflict de asta. Cum se plătesc? Mai mă rești la prețurile, vă se plătesc. Cum se plătesc o cantitate de bună care nu produc? Asta vreau. Domnul Dumnezeu, cum se plătesc? Cum se plătesc două bani de bună? Noi când eu nu produc două bani. Eu înțeles, dar cum se... Adică să știi... Veniți cu un amendament, veniți cu o propunere, știți? Da, nu am rămân. Eu nu sunt împotrivă. Deci nu sunt împotrivă. Haideți să vedem, să stabilim. Veniți cu o propunere, domnule, cât o vreți? Și suntem de acord cu dumneavoastră care e inima. Creșterea e diferită, este prea mare. Este mare, este, v-ați dus deodată cu 100%, cu 200%. Dar e venit de la nivelul la noi, venit la noi, nu am stabilit noi, domnule. Deci n-am stabilit noi nimic. Nu, recomandări și modul de calcul sunt transmise de către adis, da, și se raportează la total cantitate de deșeuri colectate în Comuna Parigia în anul 2022. Deci asta este, în Comuna Parigia. Eu l-am spus
la anul primesc factură, trebuie să o plătesc. De unde iau banii ăștia? Domn primar, anul trecut am făcut o, ați făcut o prezentare aici, precum că gunoiul selectiv care a fost dus la Bacău, a fost returnat niște bani. Cred că o dată s-au scăzut din banii care... Eu, da, dar fi tot, deci am spus că la alte comuni au fost făcut așa, deci s-au pus selectivul. Noi abia am făcut acum, anul ăsta se scrie de acum, ce-i din ei? Dacă am făcut, dacă am devenit planul care vrea să-l facem. Din plastic și din sticlă, ce a spus și s-au... Da, așa a zis, domnul Bacău. Ședință, domnul Bacău. Deci nu a spus că nu da bani, dar vreau să sunt a fost alte comunii care s-au dat bani înapoi pentru că și-au făcut cu noi selectiv. Asta a spus. Nu, nu mi-a zis și niște valori. A spus și niște prețuri, domnul Bacău. Da, a spus și niște valori. Că a fost o ședință care... În sfârșit, acel cu noi selectiv a fost adunat și de la, de la magazine. Ar trebui o dată luat în considerare și banii care s-au fost înapoi. Omorăm puține agenții. Domnul Bacău, de pe bani la Păciunță, și nu am spus că o toți bani apoi. Am dat exemplu cu alte comunii. Nu, domnul Bacău. Noi n-am spus elegrit decât anul ăsta toamnă. Adică că s-a luat în bani. Ia să fie bani înapoi. Domnul Bacău, dar asta ați spus. Domnule, dar nu spune ce spun, că știu ce spun. Domnul Bacău, am jasă, dar asta e seama că asta e comunii. Nu am primit din căutați ziua când a spus, avem camera și cum mai spune. Domnul primar, am adus un proiect de hotărâri în care ne-a spus domnul contabil că ducând tonele de gunoi, au venit alt preț de tonă de selectiv. Deci, în momentul când o să ducem, o să facem selectivul, așa a fost discuția aici cu Petre, da? Deci, și-am spus că sunt alte comunii care au primat înapoi. Și noi am început de anul trecut din vară. Voi înșeziți de alte comunii, domn primar, vreau să spun la panici a făcut de alte comunii. Eu i-am dat exemplu, am făcut de alte comunii. Voi am făcut de prezență aici și mi-au dat un exemplu. Ca să facem o educație persoană și să adune selectivul, să avem din câștigatul. Deci, doamna asta, că am început cu noi după adunat, de când a început domnul viceprimar, da? Sunt lui așa pensat, de la jumătatea anului 2023. Când să-ți dea? De-abia la anul, de la anul ăsta la jumătate să fac calculi și veni. Dar nu spune când am dat selecție și când nu era vorba de bani. Să fii serios. Domnul era de vorba cu venit bani înapoi. Exact. Să fii că dau bani înapoi. Ne-a spus că se deduce prețul. Păi dar să le duce dacă faci selecție. Ce s-a dat în 2022, cadrul în 2022, la anul vorbim de 2023. Păi da, dar a zis că dacă ne oșurăși, păi nu ne-o să se o să vadă că vine situația de final, de 2023. Deci, noi acum vorbim de anul 2022, da? Păi da, din anul. Asta e favoarea de 2022, ce facem noi acum? De 2023, abia la anul discutăm de ea. Și noi când am făcut 2023, 2024, facem selectivul ăsta. Spune că am dat-o la subiect, eu dau banii acum, nu spune așa ceva. S-o dat de la mine. Dacă nu înțelegeți, ascultați să-ți mai atenți, domnul. O să fiu mai atent și doar în ședința viitoare, o să vadă și ce a spus. Da, chiar oricum. Rugămintea mea este ca să nu dezvoltăm așa și să înțeleagă că nu înțelegem. Să aprofundați la comisii. Deci când veniți la comisii în prealabil, luați și aprofundați și dezbatem și atunci găsim și soluții. Deci acum suntem la momentul să votăm sau nu. Da, la comisii vin un pic și stau 10 minute și au plecat. Și când sunt doar la ședință... Da, dar fac un apel la președinții de comisii, da? Când îi convocați și mobilizați, să stea cu minți și să studieze. Păi, să știți că contează foarte mult, că nu vreau să plecăm de aici cu lucruri neînțelese, că nu-i cazul. Cazul pentru materiale sunt și pot fi familie, nu televizate. Noi la comisii, dacă nu veniți dumneavoastră, domn primar, să mai discutăm, n-avem cu cine vorbi. Dânsii nu mai au deschis și strâng continuu 3 ori, abia apuc și eu dosarul. Să dăm cu familie. Hai să schimbăm pe așa de da. Deci, v-am spus data viitoare, vă puneți secretar. Vă puneți secretar. Eu zic să ne propunem și un alt mod de lucru atunci când sunt, și într-adevăr, luna ianuarie știm cu toții că este o lună mai aglomerată în proiecte de hotărâre și sensibil cu taxele astea, urmează și impozitele. Și cred că ar fi bine jumătate de oră, o oră, acolo unde credeți că trebuie aprofundați, aprofundați. Da, pentru că... Da, da, da.
domnului. Da. Și eu sunt aici tot timpul, știți cum v-am spus. Dacă este o problemă, da, care nu înțelegeți, puteți să spun, băi, chemați-o pe doamna secretară, chemați-o pe primar, chemați-o pe contabil, da, haideți domnule, explicați-o și cum aici. Da. Deci noi venim, adică nu spune problema, eu poate să pleca, dar e doamna secretară aici, sau e Corina care e aici, fiecare proiect care face, nu? Cu care răspundeți proiect. Și vin și vă explic, nu trebuie ca să plecăm de aici, ca să nu înțelegem. Și sunt primul să venim după nu știu câte luni, iar și venim de nu știu ce am creat. Deci noi pentru cantități astea de noi plătim. Că e încât de viitorul 170 de somnul, noi plătim. Că o să datoreze contribuabil sau subvenție de la un centru local, e altă problemă. Dar dacă trebuie plătit la Adi. Aici nu va deveni factura, noi plătim și cum trebuie să ne chinuim să scoatem banii. Alte întrebări? Vă spuneam comisia, comisia numărul 1. Adici favorabil. Comisia numărul 2. Adici favorabil. Comisia numărul 3. Adici favorabil. Cine este pentru? Eu mă abțin. Da. Două abține. Nu pot să mă duc în fața electoratului sau la fel la agenții economici la anul, având 4 rânduri de alegeri, și zic că i-a mărit taxa de gunoi. Nu pot. N-am cum. Pentru că nu știu. Găsiți altă soluție, da? Da, deci suntem 12, din 12, 200 acții. Da, doamna Iuliana a plecat. Da, a plecat. Deci 12, din 12 sunt două abțineri care se centralizează la voturi împotrivă, hotărârea este votată cu 10 voturi pentru. E bine, da? Deci nu. Acum pe numărul 6. Punctul numărul 7, prin hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității și de gospodărie și înființarea comunei Marecea, au obligația lor și a responsabilităților ce revin instituțiilor publice, agenților economice și a cetățenilor pentru buna desfășurării gospodăriei, respectarea condițiilor de mediu și stabilirea sancțiunilor pentru nerespectarea obligațiilor și responsabilităților pentru anul 2024. Domnul viceprimar? Da. Aveți cuvântul. Bună ziua, stimați colegi! Ați avut materialul ieri la dispoziție. Mai nou, avem forțe proprii. Avem în data de 3 ianuarie polițist local. Dacă e ceva de consultat, de comunicat, întrebări, suntem aici la dispoziție. Dacă nu, eu am să prezint un pic măsura, termenul și cine răspunde, tot ce... Dacă e cazul, dacă nu, cum spuneți dumneavoastră? Bun, e ok. E ok? Da, da, da. E ok. Întrebări? Nu. Comisia numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 2. Aveți. Comisia numărul 3. Aveți favorabil. Trecem la vot. Ce e pentru? Trecem la punctul numărul 4, proiectul hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local, ce urmează a fi efectuat de către beneficiarii din mediul minim garantat, incluziune VMI și de către persoane cu obligații de prestare a muncii nerambursabile, nerenumerate, în folosul comunității MNFC pentru anul 2024. Domnul viceprimar. Da. Aici s-a schimbat denumirea la 416, nu se mai zice așa. În schimb, legea la fel, nu s-a schimbat nimic în lege. Rămâne tot la fel, numai că s-a schimbat denumirea. Da, deci în esență, programul de lucrări pe care trebuie să le facă beneficiarii venitului minim de incluziune, așa cum este stabilit acum prin legislație, este obligatoriu, la fel cum am aprobat și anul trecut, asta odată pentru acești beneficiari, și în al doilea rând și pentru acele persoane care sunt obligate de către instanțe să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității. Modificări la activități față de anul trecut nu cred că sunt acele. Dacă sunt, să le prezentați.
doar ăștia cu condamnare o să fie dați către domnul polițist local. Ca responsabilitate, da, dar activitățile sunt aceleași, cred că de curățenie, de... Exact. Deci asta aprobăm, activitățile pentru acești oameni care ori sunt beneficiari. Și lucrări au voie să facă, nu au voie să... Nu ai voie să le pui la orice lucrare. Am mai s-o stabilit în... Au fost materiale, s-au fost în casă. Da, să impun și proceduri de protecție a muncii și de sănătate și securitate în muncă, pentru că sunt oameni pe care trebuie să-i protejăm chiar dacă lucrează. Întrebări? Consultăm comisiile. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 8. Punctul numărul 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform actului adițional 27 a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6/5/2015, încheiat cu SC Compania Rodres Service ESA. Aici o să vă prezint eu, deci este vorba de un contract adițional. Contractul cu Cadiz, compania SC Rontrest, așa expiră la 3 februarie și dacă și trebuie să semnăm un contract adițional, până când se finalizează procedura de noua licitație, se face altă licitație. Nu s-a reușit până acum să facă altă licitație și semnăm contractul. Deci contractul se semnează până la 2 ani de zile, dar licitația poate să dureze 2-3 luni sau un an sau una jumătate, până în 2 ani. Și suntem, dacă nu semnăm contractul respectiv cu compania așa, nu are cine să vină să îi facă servicii de care au noi. Deci nu se face un nou contract pe perioadă lungă, numai pe perioada până când se termină cu noua licitație. Și dacă domnul primar să câștigă licitația anul ăsta, deci trebuie să respectăm contractul obligatoriu și la anul, nu? Nu, dacă anul ăsta, 2024, câștigă o altă firmă, licitația. Câștigă o altă firmă. Noi mergem cu o altă firmă. Deci, contractul este valabil până la data câștigării licitației, dar nu mai mult de 2 ani. Nu am vrea, da. Întrebări? Consultăm comisiile. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 2. Aviz. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 9. Punctul numărul 9, proiect de hotărâre prin aprobare de momentul de acordare a ajutorului de urgență, deces și ajutoarelor comunitare, familiilor persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații de deosebire. Dăm cuvântul domnului Greu. Pentru intervenții chirurgicale, de sigur necesitate, dorinte medical, da. Eu am acordat oameni până la 3.000 lei. Care de urgență, am acordat pentru plata cheltuielor de închiriere a unor spații de locuit, a familiilor sau persoanelor singure, care au fost evacuate sau au pierdut locuința, acordă o plată de până la 1.500 lei. Ajutorul de deces acordat familiilor sau persoanelor singure,
beneficiarea de venitul minim de incluziune, conform legii 196 din 2016, venitul minim de incluziune, un ajutor de până la 1500 de lei. În cazul acelei grupuri de îndrăgățiți a unei persoane care deci dată să renunțate. Și pentru familia care trebuie tot în votul foarte mare, în aceștia au luat posibilitatea atâtor veniturilor reduse, putem acorda un cont de până la 5000 de lei. Astea sunt categoriile principale de beneficiari al ajutorului de urgență. În restul, restul este procedură, nu formularea, acolo cerere, cererea o să fie însoțită întotdeauna de o anchetă socială efectuată de salariații din cadrul compartimentului de asistență socială. Limitele prezentate sunt până la, deci, limită maximă, nu mai multă de atât, și cu obligația noastră de a avea prevederi bugetare odată ce aprobăm bugetul pentru anul acesta. Da. Întrebări? Consultăm comisiile. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 10. Asta e tema 10. Punctul de prin stabilire indemnizații lunare funcție de indemnitate publică alese pentru consilierii locali, salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale. În cadrul aparatului de specialitate al Marului Comunii Paricea, de Bacău și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local. Aprobarea regulamentului referitor la dezvoltarea cheltuielilor de transport, începând cu data de 1 ianuarie 2024, dăm cu domnul Grecu. Da. În baza operației de 2015 din 14 decembrie 2023, care era articolul 1, alineatul 2, unde se precizează că, începând cu data din 1 ianuarie 2024, din lăsările lunare pentru funcție din datie publică și funcția statului la acestora, se măsurează cu 5% față de nivelul acordat pentru 1 decembrie 2023. La alineatul 1 la acest articol, începând cu 1 ianuarie 2024, contul mulțuța salariului din bază, absolvenți la funcțiile salariului pentru indemnizat de lucrătare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se măsurează cu 5% față de nivelul acordat pentru 1 decembrie 2023. Ca urmare, propunem măsurarea indemnizațiilor pentru funcții de stat ales și a salariilor guvernaților cu sumă de 5% de 5%. Nivelul stabilit astfel este tot la de lucru, dar nu documente de lucru. Care este data de spune? Întrebări? Consultăm comisiile. Comisia numărul 1. Ăsta de fără îngelare? Numărul 2. Aveți favoarea. Dar costum echipamentul unde? Trecem la vot. Cine este pentru? Deci ce ați văzut de aici sunt universitate? Avem un pic de cheltuieli de transport cu fiecare astea care vin de la Bacău. Salariile și așa sunt destul de micuți, cheltuielile de transport sunt mari și nu le dăm decât prețul navetei, adică cât e valoarea abonamentului la autobuz, nu dă mai mult decât trebuie. Trecem la punctul numărul 11. Punctul 11 voi de hotărâre prin aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul 2, anul 2023 și a măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru anul 2024. O să vă spuneți? Da. În ce acolo ai fost? Și-o pus și-o spate chiar la aia. Deci sunt mai așa, mai prin bârbâinte. Pe de-aia era scoat de urgență. Trebuie să comunte cu situații de urgență. Costele au trebuit să comunte. Nu, dar n-am nicio șansă. Da, dacă ești în măsură să prezinti așa. Deci... Costele, citi, în mare. Da. Cum ai făcut și... Cu acest proiect de hotărâre a apărut ca necesitatea cu punct prevederile articolului 13 din legea 307/2006 cu privind apărarea împotriva incendiilor și ca prevederile articolului 14 literele E și F din ordinul 163 care reprezintă normele de generare de apărare împotriva incendiilor sunt obligatorii de două ori pe o dată pe semestru și
măsurile de optimizare o dată pe an. Adică la sfârșitul anului trebuie să luăm în calcul ce am făcut și cum să îmbunătățim activitatea pentru anul următor. Bănuiesc că ați citit raportul. Deci, după cum ați văzut în trimestrul 2 din anul care a trecut, am avut la nivelul Comunii Parincea un număr de 19 incendii, din care 2 incendii la casele populației, 7 incendii de vegetație și 11 alte acțiuni, în fel, de exemplu, un stâlp căzut din alte tensiuni la Vlatnic, când au fost cu zepezările astea, drumurile spre Poieni, diverse activități care nu reprezintă incendii. La incendii, în astea două, unul la Mirești de Sus a avut loc, la familia Dragomir, deci cauza a fost că și-a dat singur foc, deci e singura casă care n-am putut să o salvăm, pentru că s-a dat, adică el nu a anunțat, a anunțat vecinii, pur și simplu el a vrut să ardă. Acolo, iar la celelalte case, deci la nivel, pe tot anul, a fost un număr de 6 incendii la gospodării, din care, din datorită intervenției și colegilor de lângă, adică nu s-a soldat cu facul prin materiale, decât minori, foarte, foarte minori. Eu zic, o problemă stridentă este, reprezintă drumul județean care face legătura între Parincea și Poieni, în cazurile de la, de exemplu, zăpadă, cum a fost la fenomenele meteorologice, cum a fost acum, rămâne blocat, doar știți, dumneavoastră sunteți din zonă, blocat mereu, mereu. Un noroc care l-a avut, că am avut un incendiu acum, exact în ziua în care a fost furtuna aia, la familia Cătușu, noroc a fost că domnul primar a trimis băieții ca să dezepezească cu utilaje de la primărie drumul ăla, la 4 am terminat drumul de dezepezit, la 6 a fost incendiu. Deci dacă drumul ăla nu era, casa aia nu mai exista. Și încă o problemă studentă și acum dumneavoastră ca consilier o să faceți propuneri și o să aprobați, nu o să aprobați, din cauza secetii patologice, la nivelul tot satele Poieni, Năstăseni de acolo, au început să seci fântânile, dar adică nu că apă puține, nu mai au deloc. Acolo și lacul de acolo nu mai există. Și în caz de incendiu, vă dați seama distanța de aici și drumul care este, nu se încadrează nimeni în parametrii care... Și acolo o să dea domnul primar o soluție, o să cumpărăm o cisternă de 6-7 toni ca să meargă după mașina din pompieri, ori să facă acolo un puț, cum pe aici, la adâncimii mari, nu știu, găsiți o soluție. Asta. Dacă aveți întrebări pe lângă ce am spus... Eu știu că sunt și acolo soluții, că, într-adevăr, probleme cu apa e foarte mare, mai ales de celelalte, deci toate satele, în toată comuna avem probleme cu apa, dar și acolo, la nivel, deși ies, mai găsim un pic de apă la rădici. Dar la Năstăseni, Boeba, și lacul, deci în lac nu mai este nicio picătură de apă. Deci a secat tot, nu mai avem. Avem, să vedem la buget, să prindem o cisternă de asta de 5 toni ca să putem să o agățăm după tractor, curată, numai să putem să ducem apă. Noi ducem apă, am dus și am trecut și acum 2 ani cu mașina de pompieri. Dar fi bună o cisternă care să putem să o lăsăm acolo, mergem și o luăm a doua zi, ca oamenii să poașe, nu ce pur. Nu au oamenii vase, nu au ca să achiziționăm niște vase din astea mai mari, spate scumpe, și să duc și le sparg. Sunt și oameni care sunt rău intenționat, dă ele, mai ales iar dacă e un pic învățat, un pic la care te spați de acolo, o întrebare. Și cisterna, domnul primar, dacă cisterna ar trebui să fie din inox, altfel la Ruginești, nu poți să nici să atingă nici animale, nici omul de ea. Deci trebuie tot plastic. Eu pe articulat. Că dacă nu-s conform, vine ăștia de la protecția sanitară și mama
Dar noi introducem apa acolo și trebuie să scrie pe vasul respectiv cu apa de menajeră, nu? Menajeră, tu le duci potabilă. Și pentru consumul... Nu, nu duci potabilă. Eu am identificat problema asta, că până acum, deci, mașina de pompieri e pentru așa ceva, pot să fac, înțeleg, dar ferească Dumnezeu, e o spistilial, se întâmplă ceva, da. Ați înțeles? De exemplu, și ăștia care sunt aici, ei sunt și pentru toate comunile arundate. El dacă e plecat, ferească Dumnezeu să nu mă duc eu, că atât am, știți cum. Da, nu poate să ducă, el vă da, de asta zic. Nu știu. Eu zic că pe timp de parcurs, să găsim o soluție ca să mulțumim toată populația. Da. Asta e că informare, nu? Da. Nu, e proiectul hotărârii de utilizare așa cu... În spate, v-a avut la dispoziție și raportul meu pe anul trecut de asta zic. Aia era informare, raportul. Alte întrebări? O să dăm comisia. Comisia numărul 1. Aveți favoră. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Cine este pentru? Deci, la punctul numărul 12. Punctul numărul 12 în divers, dar cineva vrea să scrie la diversă? Domnul Antieș. Da, domnul Antieș. Vom întreba, chiar să arătăm ceva pe lângă școli, că cel puțin azi dimineață, ca să urcăm la grădinița acolo, trebuie să avem 44. La unde la care grădiniță? La Vladnic. La majoritatea școlilor au aceeași problemă, în prejurul lui. Doar spline de gheață. Sunt oameni de servici. Așa, probabil trebuie să... Deci, ce e în afara în școli, răspund de persoane de cazul instituției noastre, da? Dar în putea școlii, omul se duce să-și facă treabă. Da? Adică nu e o problemă. Dacă e, trimit o mașină, să pun în instituție, să facă ceva acolo, nu e o problemă. Dar v-am zis să-și facă treabă. Trebuie de ce și nu se topește prea ușor. Da, la vedeți, dacă de acolo, școala și școala de la deal, am discutat cu superdirector că trebuie să mai ființează o sală de clasă, trebuie renovată și trebuie să o facem și din afară, deci să o izolăm, să punem o sobă și atunci să-i facem și un trotuar, dar asta o putem face în momentul când am eliminat la vremea clădirea respectivă de acolo de zonă. Se poate circula renovat. Trebuie să punem niște scări acolo, că e greu să mergi așa, când e noroi, noroi, când s-au băcat, spune niște piatră. Două clase sunt acolo, nu? Sunt două, dar și se mai înființează una. Înființează tot acolo una? Da, da. Tot clasa 1-4. Clasa 1-a. Altceva, alte probleme? Da. Avem o problemă care trebuie să o discutăm. Văd că în comună sunt multe chestii care se fac fără să fie autorizate, fără să fie nimic. Ați văzut dumneavoastră la hanul ăla, cum îi spune, Dacilor. Ferma Dacilor. Ferma Dacilor. Ați văzut ce a fost acolo. Ați văzut. Chiar ați dumneavoastră mă uitam la televizor, persoana care se ocupa cu autorizațiile o arestat aseară. Pentru că i-a dat autorizație de funcționare și în spate nu a avut documentul ISU. Primarul arestat, tot arestat. Domnul Andreș, la dumneavoastră funcționează în curte un service neautorizat. Nu spălați asta, să trimite o adresă, nu îți vorbești cu postul. Ba da, domnul Andreș, sunteți consilier local, sunteți consilier local, da? Și vă pun în discuția postului local, da? Așa. Deci, vă spuneți acum, începând de astăzi, să închideți activitatea până ce nu vă autorizați în regulă. Deci nu am putut să vă trimit o adresă pentru că nu am avut regulamentul aprobat. Am așteptat regulamentul de astăzi. Începând de astăzi, vă să trimit o adresă. Da? Vă spun cum vreți fața adresă pe care. Adresa mea nu să trimit postul, eu dau eu. Dacă cui? Eu nu funcționez ca serviciu, în al doilea rând, garajul meu nu are termenii. Deci legea îmi permite să am un loc unde să-mi depozitez mașinile. Îmi permite legea, nu? Dumneavoastră faceți acolo bine. Da, mai de asta. Deci eu nu comentez, da? Da, nu vă aștepte drama, eu nu vreau ca să am eu probleme, nu vreau ca să am eu probleme din cauza nimănui. Bineînțeles. Da? Bun. Atât. Alte probleme dacă aveți. Mai da. Da. Bun. Atunci vă mulțumesc și vă urez un an
Bun, ne întâlnim la următoarea ședință ca să facem și buget. Și să dăm la buget. O să fie un an de buget. Campanie liberală. Fără bani. Bani nu sunt. Dar eu sunt dat la asta. Într-adevăr, greu de bani. Greu de bani.